Sunt foarte mulți samsari și vânători de subvenții în agricultură. Aceasta este declarația pe care fostul ministru al agriculturii Adrian Oros a susținut-o în cadrul emisiunii Hunedoara în direct, făcând referire la faptul că, deși agricultura românească este finanțată cu aproximativ 3 miliarde de euro anual, la fermierii corecții ar ajunge mult prea puțin bani. Am supărat și supăr în continuare pe foarte multă lume care, am spus-o și o să o spun continuu, sunt foarte mulți samsari și vânători de subvenții, pentru că în agricultura românească, cei care se uită la noi trebuie să știe, intră în fiecare an cam 3 miliarde de euro, dintre care 1 miliard 600 plăți directe prin APIA, pe suprafață sau pe numărul de animale, și cam 1 miliard 400 prin AFIR, prin Agenția de Finanțare a Investițiilor în Agricultură. Tentația este foarte mare. Și mai ales din plățile directe, sunt mulți vânători de subvenții. Sunt instituții în România, instituții care cu asta se ocupă. Instituțiile de control și de care trebuie să judece lucrurile. Dar aceste instituții nu își fac niciodată treaba până la capăt, pentru că, am spus-o de fiecare dată, nu Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii se ocupă de fermierii corecți, încercând să facă niște scheme de sprijin din bani din buget sau din bani europeni pentru fermierii corecți. De Piața Neagră și de fermierii incorecți sunt instituții, mai ales cele aparținând Ministerului de Interne, dar și Justiție, care trebuie să se ocupe de cei care fraudează. Aici este problema.